Bună dimineața, dragilor! Sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu! Astăzi discutăm despre cel mai mare război din piața cripto. Nu este un război cu arme, cu bombe, gen ce se întâmplă, din păcate, tragic în Ucraina, ci este un război al banilor, al influenței, al puterii și al dominanței în piața cripto. Dacă ar fi să vă las să ghiciți, probabil v-ați gândi la Bitcoin cu Ethereum, la Polkadot cu BNB sau tot felul de variante. Însă, războiul, vi-l spun imediat, după ce vă urez, poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea, să aveți un început de săptămână extraordinar ca voi. Bun, haideți că vă spun. Războiul, din punctul meu de vedere, este între USDT și BUSD. Sunt cele două mari stablecoin-uri, monede cu valoare egală cu un dolar. Sunt foarte mulți oameni care încă nu înțeleg ce înseamnă un stablecoin, nu înțeleg ce înseamnă USDT sau BUSD sau USDC. Un stablecoin, în traducere liberă, este o monedă digitală, o criptomonedă care nu este emisă de americani, nu este tipărită de monetăria națională a Americii, ci este creat de entități private. Da. Poate că vă este cunoscut faptul că pe planeta asta nu ai voie să creezi monedă cum e dolarul, euro, ronul, lira sterlină, yenul japonez. Deci nu poți să creezi o monedă națională sau nu poți să-ți creezi propria ta monedă, bani care să circule. Însă, piața cripto a adus această schimbare. Iar monedele stablecoin sunt monede emise, criptomonede de entități private. USDT-ul este emis de cei de la Tether, iar BNB-ul de cei de BUSD-ul, mă scuzați, de cei de la Binance. Iar acum ele sunt o parte extrem de mare a întregii piețe cripto. Haideți să vă spun așa, în cifre. Deci întreaga piață cripto la momentul actual valorează 933 de miliarde, da? Titerul singurel valorează 68 de miliarde 457 de mii. Iar BUSD-ul valorează 21 de miliarde 600. Poate vă aduceți aminte, acum ceva timp, Binance-ul anunța că va renunța la anumite parități cu USDT-ul și cu alte monede. Asta se întâmpla pe 6 septembrie. Au renunțat la USDP și la TUSD și la USDC, la anumite parități. Și au făcut conversie automată celor care dețineau astfel de monede în BUSD. De atunci și până acum, Binance-ul a crescut de la 10,1% dominanță în piață a stablecoin-ului la 15,48%. Cred că marele pierzător al acestui joc va fi USDC-ul, care în clipa de față este undeva la 43 de miliarde 900. Haideți să vă spun care este dezavantajul din punctul meu de vedere. USDC-ul este o monedă care toată lumea știe că este a Coinbase-ului și Circle. Deci sunt americani pe față, 100%, nu e niciun dubiu. Ideea este că foarte multe entități, foarte multe balene, foarte mulți investitori nu prea vor să aibă de-a face cu o monedă 100% americană. Și atunci oamenii zic, păi preferăm USDT-ul sau BUSD-ul. Dar, aici vine marele dar. Din punctul meu de vedere, cred că marea tranziție și marea schimbare la top va fi în următorii ani. Dacă Binance își continuă traiectoria lor actuală, cu infrastructura pe care o au, nu cred că Tether este un concurent real. Trebuie să înțelegeți un lucru, că legislația pe partea asta a stablecoin-urilor încă nu este definitivată. E posibil să asistăm la un următor război în perioada următoare în care
CBDC-urile, Central Bank Digital Coin, să devină adevărații concurenți pe zona asta de stable. Dar să zicem într-un scenariu ideal în care guvernele lumii și marile puteri nu deranjează piața de stablecoin-uri, atunci eu cred că Binance-ul are tot ce îi trebuie în clipa de față să devină dominantă pe piața stablecoin-urilor. Deci cam ăsta este războiul momentului, iar stablecoin-urile sunt extrem, extrem de importante și vitale în piața cripto. O să facem probabil un episod separat într-o zi să vă explic de ce sunt atât de importante. Acum revin la Bitcoin, care e undeva la 19.383, într-adevăr o creștere masivă de la 19.200-19.100 cât a fost zilele astea, chiar e impresionant, adică ce să zic. Cred că mulți oameni s-au realizat pe viață cu creșterea asta, în fine, scuzați-mi umorul matinal. Bitcoin-ul se apropie de finalul creșterii pe daily. Cred că mai mult de 21.000 n-o să-l vedem, iar după acest 21.000 ar urma o trânteală. Pe 4 ore la fel, este sus de ceva timp, de pe 22 octombrie de la 6 dimineața. E o chestiune de timp până va testa zonele de suport. 19.220, 19.200, de fapt nu, 19.320 moving average-ul, 200-le, 19.287 și 19.287. Dacă le rupe pe astea care sunt la un minut distanță, iarăși ne ducem în zonele neplăcute. Din punctul meu de vedere, cea mai bună chestie acum este pregătirea pentru un short. Eu asta o să fac. Aștept să văd când e momentul ideal de a intra. Deja pe 4 ore lumânarea nu mai arată pe chart-uri cum trebuie, însă pe daily avem prima lumânare beta, ceea ce e bun. Și primul obstacol este la 19.594. Jocul e aici, pe daily dacă urcă și are forță și intră bani în piață, din punctul meu de vedere, cât că o să depășim acest 19.500, iar următoarea țintă este 21.250. Acolo e acolo, acolo rămâne de văzut. Iar de la 21.250, cale lungă până la următorul punct, la 25.337, trebuie să se întâmple ceva miraculos ca lucrurile să miște Bitcoin-ul până în acel punct. Dragilor, dacă vreți să învățați analiză tehnică, să faceți tranzacții de succes, vreau să-l salut pe George, unul din clienții care a cumpărat acest curs și mi-a arătat niște profituri de, cum se zice, mi-a căzut internetul. Bravo, George! Te felicit! Așa se face! Primesc foarte mult feedback de la oameni, sunt foarte atent la ce îmi scrieți despre curs și îmi dau seama că a meritat să stau 2 luni să înregistrez acest curs, a meritat să filmez 4 ore de curs cu zeci de strategii și totul explicat simplu, pentru că este ceva care vă rămâne pe viață. Deci acest curs vă rămâne pe viață. Știu că cineva îmi spunea ieri legat de birourile Bitmarket din Dubai. Dragilor, în fiecare zi am întâlnire aici. Astăzi, la ora 11, ora Dubaiului, mă duc să văd două locații. Sunt centrale, sunt lângă Burj Khalifa, adică planul meu este să pun Bitmarket-ul bine de tot aici, în zone extraordinar de bune, să nu ne facem de râs. Vreau să pun steagul României, vreau să se știe că este un produs cu ADN românesc și vreau să vă fac mândri. Așa că, dragilor, dacă vreți să contribuiți și voi, când dăm drumul și la bitmarket.ae, vă invit, pentru că știu că 8.000 de români vin anual la Dubai, noi o să vă oferim posibilitatea de a închiria super mașini, de a închiria super apartamente, de a cumpăra super ceasuri, în parteneriat și aici cu super companii. Deja vă vorbeam de acum câteva săptămâni că avem o companie bombă, top 10 mondial, cu care am semnat parteneriatul. Lucrurile sunt, să zic, pe ultima sută de metri, nu, dar o să vă anunț atunci când totul este gata.
Am văzut ceva activitate și pe BMK. În continuare vă spun că noi nu punem în circulație niciun BMK. Vă doresc o zi extraordinară. Aveți grijă de voi. Toate cele bune!